în 39, un mare fizician la care îl simt tare mult, George Gamow, care e de fapt rus ucrainean, numele lui corect e Gheorghe Gamow, s-a apucat să scrie niște povestiri despre fizică. Și povestirile astea aveau ca model Alice în Țara Minunilor. Și așa s-a născut una dintre cele mai frumoase cărți pe care le-am scos noi și care nu este acum prezentă, pe care aș vrea să vă arăt, care iar noi am pus titlul Domnul Tompkins în Minunata lumea Domnului Tompkins. A inventat un personaj funcțional la bancă, foarte curios, care adormea și avea tot felul de visuri științifice, în care apăreau mașini care trec prin zi, bicicliști care au tot felul de probleme cu înaintarea când se apropie de viteza luminii și așa mai departe. E o carte scrisă, e o carte, dacă nu știi nimic despre ce s-a întâmplat în fizică în anii, la începutul secolului 20, e o carte care spune povestea fizicii de la începutul anilor 20. Trebuie să vă spun câteva cuvinte despre teoria Big Bang și despre teoria adică adversarea ei din anii 50, teoria stării staționare, pentru că am o carte scrisă de un tip foarte interesant, Simon Singer, englez, de origine indiană, se cheamă Big Bang cartea. El a terminat, a studiat la Cambridge, a făcut un doctorat în fizica particulelor elementare și a început să scrie cărți de știință. A scris cărți de știință foarte bine, cărțile lui sunt construite ca niște romane polițiste, se citesc cu pasiune, vă garantez. A scris o carte despre teorema lui Fermat, a scris o carte despre spargerea codurilor de către aliații în timpul respectiv, codul în general, și această carte Big Bang, care e istoria felului în care am început noi să cunoaștem Universul și istoria acestei bătălii duse din anii 50 până în anii 60 între modelul stării staționare, care spunea că Universul în linii mari nu se schimbă. Evoluează, dar evoluează fără să existe diferențe fundamentale între starea la un moment dat și starea ulterioară. Evoluează așa cum curge un fluviu. Se mișcă ceva, dar nu se întâmplă nimic nou. Deci, teoria asta, stării staționare, se afla la concurență cu teoria Big Bang-ului, care susținea că totul a început cu o explozie și că descoperirea îndepărtării galaxiilor era o dovadă pentru teoria Big Bang-ului, lansată de până anii 20. Acum, s-a întâmplat că George Gamow a intrat în... este primul fizician care a făcut legătura între ceea ce se întâmplă la scară mare, cosmosul, și elementele unei teorii care se referă la ce se întâmplă la scară foarte mică, fizica nucleară. Sunt puncte de contact și unul dintre punctele de contact se leagă de ce a făcut Stephen Hawking. Probabil că ați auzit de Stephen Hawking. El a scris o carte celebră, a scris-o în 1988, istoria timpului. Și el este creatorul unei teorii despre găurile negre. Găurile negre, de pildă, sunt un loc în care mecanica cuantică, fizica cuantică, e obligată să stea față în față cu teoria gravitației. Pentru că găurile negre sunt locuri în care se adună o cantitate enormă de materie, o densitate enormă, și în același timp sunt locuri în care sunt foarte mici. Și trebuie să ții cont de ambele aspecte ale lumii astea, de aspectul cosmic și de aspectul microscopic. Și e straniu că a avut un succes imens cartea asta în Anglia, el a vrut să nu pună nicio ecuație, a spus că fiecare ecuație pe care o pune înjumătățește numărul cititorilor, a pus totuși o singură ecuație egală în ce pătrat. E o carte care s-a bucurat de un succes paradoxal. Pentru o carte de știință. Tot despre povestea asta a nașterii și dispariției Universului sunt două cărți. Originea Universului a lui John D. Barrow și Ultimele 3 minute. Ultimele 3 minute vă prezintă scenariul morții care ne așteaptă peste câteva miliarde de ani, într-un fel sau altul. Fie că Universul va imploda, fie că se va refia la nesfârșit, e limpede că la scară cosmică o să crapă. În cartea asta văd toate scenariile morții care va așteaptă. Mai vreau să spun câteva cuvinte despre biologie acum. Există la noi și în America, este un punct în care ne asemănăm cu americanii, tendința de a respinge darwinismul. Pe motive, bun, de tot felul. Vreau să vă spun un lucru care nu e spus de multe ori. Dacă
Turism, da, dacă evoluționismul. Neo-darwinismul, care înseamnă că este combinarea teoriei originale lui Darwin cu genetica, dacă nu e bun. Ceea ce, bun, în mod absolut nu poate fi exclus, nu e bună nici genetica. Poate că nici genetica nu e bună, dar dacă nu e bună nici genetica, se prăbușește și chimia și se prăbușește și fizica. Adică există un ansamblu foarte bine legat de cunoștințe. Iar, în general, cei care neagă darwinismul, neagă în cea mai mare parte, pentru că nu-l cunosc bine, neagă în același timp cam toată cunoașterea științifică. Poate că nu e bună cunoașterea științifică, nimeni nu poate garanta că e bună. Dar trebuie un mare eroism intelectual să arăți că nu e bună. Și, în fine, ne-am gândit că e nevoie și de un vaccin la prostiile care circulă libere. Și am scos cărți care să dea șansa celor mai sceptici să aibă încredere în scepticismul lor. Una e știința voodoo a lui Park, care e foarte frumoasă, e cartea unui fizician care îți arată la ce aberații pot ajunge și fizicienii. Mai e o carte scrisă de un fizician, George Sharpack, laureat al Premiului Nobel acum vreo 15 ani, care a scris o carte, Lecții de vrăjitorie se cheamă, în care desființează paraștiințele. Și acum a apărut o carte a lui Michael Shermer, De ce cred oamenii în bazaconii? Că bazaconile sunt multe, sunt tot felul de pseudoștiințe, de superstiții, iau pseudoștiințe, superstiții și alte aiurele ale trebuilor noastre. O carte este cu mult umor, o carte bună. Eu mi-am terminat povestea. Două lucruri am avut de minte scoțând cărți de știință. Unul, să trezesc curiozitatea publicului. Și al doilea, să dau ocazia spiritului critic să se nască. În plus, cărțile de știință pe care le publicăm, sunt în singura editură care are o colecție sistematică de știință. Cărțile de știință, unele din ele sunt mai accesibile, altele poate mai puțin accesibile. Dar toate sunt oneste. Inteligența fiind un act gratuit, înseamnă că putem discuta despre astfel de subiecte fără să avem senzația acută, fizică, că pierdem timpul. Foarte greu să te confrunți cu așa ceva. Deci, dacă reușești să-ți depășești această anxietate care te roade în fi acest tremur interior, băi, de ce discut eu despre chestia asta când am 15.000 de lucruri de rezolvat, am leasing-ul ăla, nu știu cum o să fac, am proiectul ăla terminat, am toate astea, pot să pierd vremea cu așa ceva, pot să pierd vremea citindu-l pe Richard Dawkins, cu The Blind Watchmaker, care este o carte absolut extraordinară, ceasornicarul orb. Cărțile acestea sunt despre diverse lucruri, dar au ceva în comun. Ceva ce lipsește într-o măsură catastrofică în România, în clipa de față. Ele sunt cărți despre gândire. Unele sunt despre biologie, altele sunt despre fizică, altele despre matematică. Dar, în comun, aceste cărți, citindu-le, ești obligat să te miști în spațiul dreptei gândiri, care are anumite reguli. De ce spun că e o lipsă catastrofică? Lume, nu știu cum o fi în alte țări. Sau nu știu cum era înainte, sau poate nu mai aduc aminte cum era înainte în România, sau poate am îmbătrânit eu. Dar cantitatea de prostie din această țară exhibată public este în acest moment catastrofică. E un holocaust al prostiei pe care îl pot vedea pe ecranele acestei țări în fiecare zi. Prostia nu este numai la televizor. Prostia este în masă în România, că altfel n-ar fi ratingurile pe care eu le știu foarte bine, cu perișorii de pe ceafă, cum am spus, ratingurile emisiunilor. În momentul în care cineva are o revelație pe un post de televiziune și spune, vede, apare însă un fel de turban dublu în cap așa și spune, îi văd acum și voci din studio, aici, domnule, îi văd, râdeți, da? E bine, să știți că 60% din public e convins că îi vede, domnule, știe, îi văd.